Echipele de la servicii publice lucrează non-stop pentru a ne oferi un oraș cât mai frumos și bine îngrijit. Aceștia însă nu au acces și la zonele private, unde curățenia trebuie asigurată de asociațiile de proprietari. În jurul blocurilor este o adevărată junglă urbană, iar pe lângă blocuri sunt foarte multe gunoaie. Locatarii, în bună parte, s-au obișnuit cu peisajul. Un lucru care mă deranjează foarte mult, cetățenii care au câini nu îngrijesc în urma lor. Nu cred că ne-ar afecta, nu. Dar dumneavoastră cum o vedeți? Îngrijită sau? E ok, acceptabil. Da, acum cred că frunzele astea au mai căzut, dar de obicei e îngrijită și așteptăm semeni dispus gazonul și mai îndeal. Păi nu că o defrișat ca să pună iarbă, dar nu știu dacă o termina de pus. Că n-am mai fost de multe ori prin deal, pe acolo, pe lângă ceuri, pe lângă zeturi, trebuia să pun gazon. Dar așa, în general, da, e ok. Ba, da, ar trebui, că sunt niște garduri pe ei salbate și copaci și trebuie tăiet. Nu mi-e frică deloc, nu mi-e frică, nu. Nu. Uite, acum pregătim să tăiem gardul viu aici, e asociație de proprietari, noi tăiem, noi facem. Am văzut la Flora acolo că defișează, dar cred că și gardul ăsta dă o leacă de oxigen. Acum dacă Chirica vrea să defișează, tot să defișează, treaba lui. Noi suntem proprietari, nu? Responsabilitatea pentru îngrijirea spațiilor verzi și aleilor dintre blocuri aparține asociațiilor de proprietari. Sunt zone care nu sunt amenajate, dar pot fi și zone care să fie terenuri private, retrocedate, și noi în acele zone nu putem intra. Au obligația să țină zona curată, pentru că crescând vegetație spontană și pot contamina și spațiile verzi amenajate cu... prin plantele respective ajung la maturitate, fac semințe, purtate de vânt, contaminează și zonele amenajate. Vegetația neglijată poate contamina și celelalte zone amenajate dacă plantele ajung la maturitate și formează semințe care pot fi duse în aer în zonele întreținute.